Primarul din Câmpia Turzii este vizat într-un dosar penal al DNA. Edilul este suspectat de procurorii DNA de presupuse fapte de corupție, după ce ar fi fraudat mai multe concursuri de angajare în primărie. Într-o postare pe Facebook, edilul a precizat că este vorba de o campanie de defăimare îndreptată împotriva sa. Totul a ieșit la iveală după ce o angajată a primăriei din Câmpia Turzii a dezvăluit pe rețelele de socializare faptul că a primit subiectele rezolvate pentru concursul de angajare și ulterior a fost angajată în cadrul instituției. Angajata a mai povestit că imediat după angajare primarul i-ar fi cerut favoruri sexuale. Procurorii DNA s-au sesizat din oficiu după ce au văzut dezvăluirile femeii. Procurorii DNA au descins atât la locuința primarului cât și la sediul primăriei, unde au făcut percheziții. Până acum nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană, însă procurorii au ridicat mai multe documente. Primarul cel mai probabil va urma să răspundă la întrebările anchetatorilor în zilele următoare. Imediat după percheziție, edilul a reacționat și a transmis într-o postare pe Facebook că cercetarea DNA vizează fapte, nu persoane. Edilul a precizat că este victima unei tentative vădite de denigrare începută încă din campania electorală.